Care este tematica taberei din această vară? Emoțiile și sentimentele umane. Am organizat o tabără cu un număr de 31 de copii. Ne-am gândit așa că luna cea mai lungă din an are 31 de zile și omul se transpune, se poate transpune plecând de la această premiză în fiecare zi, în altă emoție, în altă stare sufletească. Și practic ne-am gândit ca fiecare copil să-și aleagă una din aceste emoții, din aceste stări sufletești și să o reprezinte cu ajutorul pensulei, a culorilor, să reprezinte artistic sentimentele și emoțiile umane. Destul de greu pentru copii, destul de greu și pentru noi ca să ne facem înțeleși, să realizăm feedback-ul. Ei au ales o strategie ca să reprezinte aceste emoții umane cu ajutorul imaginilor, respectiv a animalelor, a păsărilor. Se și spune despre om că e fioros ca un leu sau că este șiret ca o vulpe sau că așa mai departe. Practic, ne-am dorit și o tabără de artă, dar în primul rând ceea ce ne interesează este educația. Faptul că, vedeți, în ziua de astăzi lumea are probleme existențiale, există tot felul de necazuri, oamenii încearcă să le depășească, nu totdeauna ești împăcat sufletește. Dar eu zic că dacă de la această vârstă sedimentezi încetul cu încetul problemele care poate să apară în viață, rezultatele sunt benefice pentru copii. În primul rând este vorba de o tabără, se doarme la cort. Practic 5 zile, ceea ce s-a întâmplat aici a fost doar educație și doar artă. Fără Facebook. Fără Facebook, fără alte medii de informații moderne, cu toate că viața modernă e imposibil, în viața modernă e imposibil să trăiești fără așa ceva. Asta este vremea în care trăim. Și vedeți că nu sunt vremuri ușoare, nu e nimic ușor de explicat. Astăzi se întâmplă ceva, mâine altceva. De-aia ne-am cam străduit să surprindem oarecum cât putem emoțiile și sentimentele umane. Să le înțeleagă și ei de la vârsta lor, să fie conștienți că în viață, chiar dacă ai o problemă, trebuie să te stăpânești, trebuie să te porți într-un mod civilizat. Mergi în trafic, mergi oriunde, te porți într-un anumit fel, ești un om educat. Educația asta se face treptat. Aceste lucruri se sedimentează. Nu se bagă forțat, nu... Eu sunt adeptul acelui tip de educație, adică nu îi dai în cap că n-a făcut un lucru bine și încerci să-l corectezi, cum să zic, cu frumosul, cu binele, să-i explici, să-i îl faci să înțeleagă de mic. Anul trecut ați fost la Voineasa, anul ăsta v-ați mutat în Paring. E bună schimbarea. Viața noastră, practic, întotdeauna este o continuă schimbare. Dar Paringul este o zonă senzațională, este frumusețea absolută, pot să spun. Peisajul și deschiderea pe care o avem aici te face să și vezi altfel, să ai o altă abordare asupra lumii, asupra vieții. E un loc... Mai ales că suntem într-un loc devenit deja tradițional pentru taberele de artă, la Coliba lui Mănici. Da, unde domnul Petre, un mare suflet de artist, dacă e să o luăm așa, este cel care ne acceptă, că vă dați seama că o tabără de copii se întâmplă să mai fie gălăgioși, să mai fie, no, cum sunt copiii. Dar lucrurile astea se fac între noi, cei care simțim și trăim aceste sentimente umane, ca să zicem, să fim în ideea taberei de anul acesta. Unde o să vedem lucrările copiilor? Urmează o expoziție în Petrila, în Petroșani? Da. Urmează o expoziție, n-am stabilit unde, din păcate în Petrila nu avem o sală de expoziție adecvată. Avem în Petrila săli de expoziție la Clubul Copiilor, mai
Sunt improvizate câteva săli de expoziții prin oraș, dar o sală adecvată de expoziții nu există. Nu pot să spun unde, nu m-am hotărât unde. În orice caz, am realizat și astăzi, și dacă aveți plăcerea o să vă invit să vizionați, am realizat și astăzi o mini-expoziție în aer liber. Am prins lucrările într-un mod inedit, pe gard. Le-am introdus în mijlocul naturii, puțin forțat. Ele sunt pete de culoare într-o ambianță cromatică deosebită. Dar sunt niște centre de interes, niște pete de culoare care atrag atenția. Puțin forțat, nu știu, acum să vedem care va fi impresia generală. Dar eu zic că dă bine așa o mini-expoziție în aer liber. Hai să considerăm asta ca și un semnal de alarmă și ca o rugăminte a mea să ne gândim pe viitor și în Petrila să avem o sală adecvată de expoziții. Asta ar fi poate una din primele mele dorințe. Sau chiar și în Petroșani, sau chiar și în Valea Jiului. Există într-adevăr în Lupeni o sală frumoasă de expoziții cu lumină suficientă, dar mai sunt multe de făcut. Mă numesc Morar Bogdan, am venit în tabără să mă distrez, am realizat și o pictură foarte frumoasă. Ce ai desenat? Un ursuleț de pluș. Mi-a pus la fiecare copil câte un sentiment și mie mi-a dat singurătatea. Și l-am reprezentat printr-un ursuleț. Tu ce ai desenat? Eu am desenat doi pești care sunt supărați unul pe altul. Pe mine mă cheamă Negoi Darius. Am folosit culorile albastru, puțin portocaliu și verde. Mie îmi place foarte mult în această tabără, mai ales zona este bine făcută, bine aleasă și sper să se mai facă și anul viitor. Sunt Crasuc Sebastian și am venit aici să mă distrez și să pictez. Am primit emoția dispreț și am reprezentat-o printr-o vulpe. Am folosit culorile verde, albastru, crem și maro și alb. Cum a fost tabăra? A fost foarte frumos. Ne-am distrat în fiecare seară. Am făcut și câteva farse de tabără. Și am pictat mult, toți. Mă numesc Împian Cătălin. Sunt pentru prima oară în această tabără și m-am distrat foarte bine. Am pictat, zic eu, frumos, mie mi-a plăcut ce desen am făcut și am desenat două lăcuse pentru că mi-a picat emoția de vigilență și eu am crezut că este cel mai bine să desenez două lăcuse cu picioare uriașe. Eu sunt Chința Victor și am primit emoția de amuzament și am desenat o broască râioasă care este foarte bucuroasă. În această tabără mi-a plăcut foarte mult, locul este bine ales și azi dimineață le-am făcut cam ceva farse la fete, pastă de dinți în papuș și cremă pe față. Gel de duș de la mine, nu? Da. Pe mine mă cheamă Mătulescu Roxana Maria. Eu am realizat un desen un rechin și mi-a căzut emoția șocul. Și am spus că se potrivește cel mai bine rechinul în formă de triunghiuri. Cum a fost în tabără? A fost foarte frumos și plăcut. Este o experiență foarte frumoasă și chiar vreau să o mai repet încă o dată. Mă numesc Ivanova Andreea Lorena. Eu am primit emoția încântare. Am făcut un desen mai altfel decât celelalte. Am realizat o buvniță cu o casă de la țară și un apus de soare foarte frumos. Am folosit culori calde și, desigur, și culori reci. Eu am venit în această tabără pentru a mă relaxa, pentru a încerca să pictez și pentru a mă distra cu colegii și cu prietenii. Mă numesc Jeycana Cristina, sunt pentru prima dată în această tabără. Am venit pentru a mă distra și pentru a ieși puțin din monotonia din oraș, pentru a vedea locuri noi și locuri amuzante, să mă întreb bine cu toată lumea.
am prieteni noi și am desenat un păun care reprezintă mândria, deoarece păunul este un animal foarte colorat, albastru, verde și galben fiind culorile predominante. Acestea le-am folosit și eu în desen și este un desen reușit, zic eu, mie una îmi place, sunt mândră de mine. Mă numesc Dinca Diana, am nimerit sentimentul satisfacție și am desenat o lăcustă foarte colorată. La acest tablou am folosit culori calde și culori reci și mai multe culori calde. Cum a fost în tabără? În această tabără a fost foarte frumos, mai ales când am mers în drumeții și m-am distrat foarte mult alături de prietenii mei și mi-am făcut mulți prieteni noi. Și tu? Mă numesc Spiridon Roxana Maria. În primul rând, bună mami! I-am promis că fac chestia asta. Și am primit sentimentul de jenă și l-am reprezentat printr-un sconx care e cam jenat. Și-o cam dat drumul la flatulențe. Cum a fost în tabără? Foarte frumos. Peisajul este foarte... Îți inspiră foarte multe lucruri pozitive și cred că m-am și legat de acest loc prin desenul meu. Am folosit, bineînțeles, culorile negru și alb. Am făcut niște platolențe pe acolo. Da? Și consider că tabăra asta e o experiență minunată deoarece poți să-ți faci prieteni noi. Devii mai apropiat de locul unde trăiești și totodată parcă respecti mai mult natura.